apartament, apartament, garsonier. Dar cine mă caut acum? Zău! Bă! Doamne! Ce e aici? Doamnă! Domnișoară, vă rog frumos, și... Nu știu, hai să vedem ce s-a întâmplat. Îmi pare foarte rău. Uite, doamnă, uite, doamnă, ce-a ieșit aici. Uite panoramă și scandal. Dar nu e așa grav, adică nici măcar n-aveam viteză mare. E o mică zgârietură. Doamnă, e o mică zgârietură de roșu pe galben. Știi cât am muncit-o pentru mașina asta? Cât ați muncit? Asta e o mașină pe care eu mi-am dorit-o. Asta e 2500 de lei. Poftim? 2500 de lei. Toată mașina? Nu, nu, reparația. Nu, îmi pare foarte rău. În cazul ăsta chemăm poliția. Dar cheamă, doamne, poliția. Dar ce mi-e frică de poliție? Să vină poliția! Romică, vezi că e momentul să avem și noi introducere de aia ca lume. Came through tripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. True in the cut, hey, you want us red run when I tell a bit peace. Love is love. Love is love. Adios. Romica. Unde-s toată pantalonii, Romica? Romica, erai stricat intrarea, Romica. Trece-i pantalonii. Ia pantalonii. Domnul polițist. Domnul polițist, aici, domnul polițist! Domnul polițist, stați că vă explic eu! Stați puțin! Domnul polițist, trebuie să ascultați neapărat, da, domnul Povestea. Vreau să vă explic. Liniștiți, liniștiți că e timp pentru toată lumea. Eu am venit să vorbesc cu cei care au făcut accidentul. Cine sunt? Noi. Amândoi? Da. Bun. Păi și cine-i păgubitul? Eu. Și accidentatul? Tot eu. Păi cum, tot tu ești păgubitul și accidentatul? Da, domn polițist, astăzi da. Bun. Atunci vine colegul meu. Cade, dă te pe că cade. Dă te pe că cade. Dă te pe că cade, 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 cade. În cazul ăsta eu o să vă iau declarații dumneavoastră și dumneavoastră o să vă ia el, da? Haideți cu mine. Sărăuna. Bună ziua! Deci care e mașina dumneavoastră? Asta? Asta, galbenă. Din ce an? 96. 96? Da, da. Ați luat-o de aici, din țară? Da. De la ce reprezentanță? Nu, e luată de la un băiat din ziar, am luat-o. Ah. Bun, dimineața, la ce oră v-ați trezit? Astăzi, ca să vin aici? Astăzi, da, 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 da. M-am trezit la 7.30, dar din pat m-am ridicat la 8. Bun, deci trecem 7.50 așa cu marjă de eroare. Poate v-ați trezit mai devreme și n-ați văzut. După care, ați luat micul dejun? Da. Ce? Brânză cu smântână și mămăliguță. Un moment. Romica, ce faci? Stau! Păi ia-i mă declarații. Ei? A, nu, doamna Marieta de la 2, mergem imediat cu terminăm aici, mergem până la dumneai și luăm ei declarații, da? Dar nu cunosc. Romica, ei, normal că doamnei de aici iei declarații, că suntem la accident! Ah, da, da, da. Hai odată. Ia auziți, domnișoară, trebuie să vă iau declarații. Da. E prima oară când vă văd, sunteți așa de frumoasă și... Simt ceva, mă, credeți? Romica, ce faci, Romica? Poftim? Da. Mă, Romica, mă, ce faci, mă, ce faci? Ce trebuie fac? Să iei declarații, nu să-i faci declarații! Te mai înnebunit de cap! Ia auziți, domnșoară, hai, jos, că dumneavoastră trebuie să-mi declarați! Doamne! Romica, nu! Nu! Romica, ești nebun total la cap? Las-o! Las-o în pace! Las-o! Hai! Ia și fă o reconstituire a accidentului! Hai! Treci mai repede! Haida! Domnișoară, veniți încoace să concluzionăm aici cu accidentul! Haideți!
Deci, în urma cercetărilor care s-au efectuat de către specialiștii noștri, adică eu și colegul meu, s-a rezultat că în urma rezultatelor cercetărilor ăstora rezultă faptul că... Domnul polițist, mașina taci, mea! Taci! Romica, ce faci? Romica! Reconstituirea! Păi și cum reconstitui tu accidentul dacă domnișoara a declarat că a venit din dreapta? Tu de ce ai venit din stânga? Să revenim. Nu mai pot. Da, deci cel mai bine ar fi să, practic, să vă înțelegeți amiabil, că așa e cel mai bine, să nu fie nimeni cu nimeni supărat, să fim cu toții veseli și fericiți. Eu asta am vrut de prima dată, da, domnul nu. Da, domnule, domnule, mașină. Da, lasă, domnule, mașina, mă, lasă, domnule, mașina. Lasă mașina, că mergeți la la asigurări, completați o amiabilă și rezolvați voi! Aia! Domn polițist! Nu, mașina. Romica, ce ai făcut, mă? Păi n-ai zis să vin din dreapta! Nu, 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 nu mai pot, nu mai pot! Nu mai pot cu tine, Romica! Domn polițist, gata, domn polițist, nu se mai poate! Merg la secție, merg la șef, peste tot merg! Dați-mi reprezentarea grafică a accidentului. Mă scuzați, dar n-am apucat să facem și... Dați-mă desenele încoace. Da, reprezentarea grafică, da. Hai, Romica, dă și tu. Hai, mă rog. Emoții. Da, desenul ăsta este al domnului și ăsta... Ăsta este al lui Romica. Nu-i așa, Romica? Da, din creon! Da, după constatare, domnul este de vină. Dar nu-i posibil, domnul polițist. Da, v-ați... Domnul meu, dumneavoastră a staționat neregulamentar. V-ați uitat bine la schițele astea, domnul? Bă, băieți, ia, luați-le afară. Tu ce mai stai aici? Șefu, ați refuzat bani? Romica, interesul nostru este ca toată lumea să fie mulțumită. Ce proști sunt subalternești ai tăi, dragă. Habar n-aveau că sunt amanta ta. Da, mai bine să nu știe. Hai, intrați. Să trăiți, șefu. Să trăiți. De ce este fata trecută în dosar ca fiind vinovată? Păi, șefu, n-a spus dumneavoastră că din toată treaba asta toți să fim mulțumiți? Așa că dacă dumneavoastră ați fost plătit în natură? Trebuia să ia cineva banii, nu?